Ne mutăm acum în plan extern. Vladimir Putin este în Belarus, la aliatul său apropiat Alexander Lukashenko, care l-a întâmpinat seara trecută târziu pe aeroport cu pâine și sare. Imediat, cei doi s-au așezat la discuții, care vor continua și astăzi. Este de așteptat să se concentreze pe securitate și pe exercițiile cu arme nucleare tactice ale rușilor, la care Belarusul urmează să ia parte. Prima etapă a acestor exerciții și a început săptămâna aceasta, după cum a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Vizează simularea folosirii acestor arme, care sunt focoase nucleare mici, destinate utilizării pe câmpul de luptă. Moscova le organizează ca răspuns la declarațiile unor oficiali occidentali, precum președintele francez Macron, pe care l-a numit amenințător. Analiștii nucleari spun că sunt un mesaj pentru Occident să nu se implice mai mult în războiul din Ucraina.